prezint o mașină începând din interior, cu cheia, cu stilul bine cunoscut mie până acum. Cred totuși că în cazul acestui Nissan Juke e cazul să începem din exterior, pentru că până la urmă, în primul rând, exteriorul este cheia acestei mașini. Și anume, avem un Nissan cu un design excepțional, zic eu. Nu multă lume a fost de acord cu stilul acesta de caroserie și cu forma. Am observat că e destul de controversat designul. Sunt oameni cărora le place din prima și oameni cărora nu le place deloc. Mie îmi place. Mașina este absolut superbă în momentul în care stai lângă ea și analizezi detaliile de design, îți dai seama că este altceva decât eram obișnuiți. Așadar, partea frontală, avem luminile, fază scurtă și fază lungă aici pe bară. Mai avem un grup optic unde avem semnalizările aici și luminile de poziție aici. În partea de jos avem proiectoare, faruri de ceață rotunde. De remarcat designul deosebit al grilei. Avem sigla Nissan și o zonă prin care se răcește motorul, care este cam până pe aici efectivă. Iar partea aceasta până unde arăt eu acum este doar de design, deci este închisă. Aerul intră efectiv în compartimentul motor până aici. Mai jos, iarăși un element de design deosebit. Observați aceste trei prize de aer de formă ovală, îmbinate perfect în designul părții inferioare și încadrate de farurile de ceață. Designul este fără îndoială spectaculos. Aparent oferă o gardă la sol, dacă vreți, o capacitate de trecere peste obstacole destul de ridicată, însă dacă te uiți cu atenție în partea din față, se observă că parașocul merge destul de jos, așadar trebuie să avem mare atenție când ne deplasăm peste obstacole, că putem să lovim partea inferioară a mașinii. Capotă fără niciun fel de artificiu, fără niciun fel de bosaj, practic dintr-o bucată. Diuzele pentru ștergător sunt ascunse în spate. Avem ștergătoare de parbriz de tipul normal, deci nu sunt model aero. Însă șterg destul de bine și pot să trec cu vederea faptul că nu sunt aero, fiind destul de ascunse. Nu prea le vezi nici din interior și de asemenea când te uiți de afară la mașină nu îți dai seama din prima că ștergătoarele nu sunt de tip aero. După cum văd eu, sistemul de prindere este clasic, așadar se pot înlocui fără nicio problemă cu ștergătoare de tip aero. Din lateral mașina este la fel de spectaculoasă. Singurul lucru de care întotdeauna o să mă leg, pentru că o mașină cu un design atât de modern și ieșită din comun trebuia să aibă semnalizatorul acela în oglinda retrovizoare sau în altă parte decât pe aripă, pentru că trendul, după cum bine știm, este ca semnalizatoarele să fie integrate în retrovizoare. Deci este singurul lucru care mă deranjează la lateralul acestui Nissan. În rest, se observă că din prelungirea parașocului față și până în spate avem o protecție de plastic care merge și în zona pragurilor, foarte utilă în momentul în care, eu știu, intri cum am intrat noi, într-o pădure. Aceste protecții feresc caroseria atât de noroi cât și de eventuale mici zgârieturi datorate unor crăci care ar putea să fie pe drumul pe care ne deplasăm. De asemenea, îi conferă și o
estetică plăcută mașinii. Această prelungire din plastic pe toată lungimea. Fiindcă toți suntem la lateral, o să vă spun și de garda la sol. Modelul pe care îl vedeți este un model echipat cu motorul pe benzină de 1,6 litri și 117 cai putere. Este modelul practic de intrare în gamă, cu cutie manuală cu 5 rapoarte. La acest model avem o gardă la sol de 180 de mm, deci de 18 cm. Observăm că avem un sistem de intrare fără cheie, acest ton negru de pe mânerul portierei ne asigură accesul în mașină în momentul în care ne apropiem de ea, nu e nevoie să scoatem cheia sau să apăsăm pe telecomandă. La partea din spate lateral remarcăm clapeta de alimentare pe partea dreaptă. Și iarăși un detaliu de design foarte interesant, e adevărat că nu este nou, e adoptat deja de multă vreme și de alți constructori. Integrarea clanței de la portiera din spate în montantul geamului. În mod evident cu câștig aerodinamic și bineînțeles de stil. Este foarte, foarte interesant integrată în designul mașinii. Jantele de 17 inci sunt echipate cu pneuri Nokian WR cu dimensiunea 215x55R17. Nu am mai văzut până acum tipul ăsta de pneuri. Este, la prima vedere, pare un pneu All Season. De altfel are și inscripția All Weather Plus. Ce mă miră este faptul că este de asemenea inscripționat și de iarnă, adică are M plus S și de asemenea muntele ăla cu fulgul, ceea ce înseamnă că este testat în condiții grele de iarnă și deci ca atare poate să susțină conducerea și în condiții foarte grele de iarnă. Așadar avem un pneu all season cu capabilități foarte bune de iarnă. De altfel designul pneului asimetric arată clar că are capacități bune pe zăpadă și de asemenea ansamblul benzii de rulare dă impresia unui pneu all season. Deci ca atare trebuie să-l consider un pneu all season cu capacități foarte bune iarna. În mod evident nu am avut parte de zăpadă ca să-l testăm. Avem un sistem de intrare fără cheie. Dacă tragem de clanță nu se întâmplă nimic, însă avem acest buton. Prin apăsarea lui mașina se descuie și avem acces înăuntru. Dacă apăsăm încă o dată pe buton, mașina se încuie, deci nu avem nevoie de telecomandă decât să fie asupra noastră. Ce mai e de menționat? Faptul că oglinzile sunt pliabile atunci când se încuie mașina. Așadar, în momentul în care ieși din mașină și dorești să încui, în momentul în care apăs butonul, oglinzile se pliază automat. Și bineînțeles, când sunt la volan și apăs butonul start al motorului, oglinzile se depliază automat. Avem și buton în interior care ne permite să selectăm dacă vrem sau nu să activăm această funcție. Clapeta de alimentare a rezervorului se deschide din interior. Și în mod evident, când este încuiată mașina, se încuie și clapeta. Partea din spate, de asemenea, are un design foarte puternic. Observați ce cădere au stopurile. Oarecum seamănă cu un anumit tip de stopuri de la modelele Volvo. Dar, fără îndoială, designul este în întregime original, pentru că niciun Volvo nu are
nu are această adâncitură și brutalitatea cu care se duc stopurile către înainte. Așadar, din punctul meu de vedere, designul este complet original la partea din spate. Ce remarcăm? Sigla Juke. De asemenea, se continuă protecția de plastic până jos, în mijloc având stopul de ceață. Puțin mai sus avem ochi de pisică. În partea stângă eșapamentul. Mie personal eșapamentul nu îmi place, mi-ar fi plăcut să fie ascuns, să nu se vadă deloc. Mai ales că nu este niciun eșapament, eu știu, foarte sportiv cu dublă evacuare, care să găsești o justificare pentru faptul că l-au lăsat vizibil. În continuare avem o protecție deasupra numărului de unde se deschide portbagajul, sigla Nissan, ștergătorul de lunetă. Deasupra avem luneta foarte, foarte puternic curbată. Este practic demn de remarcat la ce nivel s-a ajuns cu tehnologia geamurilor. Chiar vorbeam cu un oficial de la firma Pilkington și îmi explica care sunt provocările lor în materie de geamuri în acest moment. Chiar aceste curburi, cu totul și cu totul deosebite, sunt marea provocare pentru producătorii de geamuri. Iată că, normal, sacrificiul făcut pentru design trebuie să fie cumva compensat de producătorul geamului, care nu are de ales și trebuie să facă această curbură. Avem ștergătorul de lunetă integrat. Deasupra cel de-al treilea stop, un aileron. Aceste două umflături care se văd sus, în interior ele conțin balamalele de ridicare a capotei portbagajului, spălătorul de parbriz și deasupra avem antena. Așadar, cam asta ar fi spatele modelului Nissan Juke. O remarcă despre ștergătorul spate. În momentul în care ridicăm, observăm niște zigzaguri ale dezaburirii lunetei, zigzaguri făcute special pentru a dezgheța ștergătorul pe timp de iarnă. Camera de luat vederi pentru marșarier este amplasată deasupra numărului, puțin mai în stânga siglei Nissan. Să vedem portbagajul. Se deschide asistat. Prima remarcă, avem o acoperitoare elastică a portbagajului care se ridică complet odată cu capota portbagajului. O să studiez imediat. Văd că avem aici niște indicații despre cum o putem scoate și că nu trebuie să punem bagaje pe ea și în mod evident nu ar susține greutăți. Portbagajul în starea în care este, cu mașina având scaunele pentru 5 pasageri, are 251 de litri, iar dacă pliem tot până în partea din față, avem 830 de litri capacitate. În interior, podea complet plată.